Bine venit. Te-a făcut Adoniș. Cine? Nu știu cine era, celălalt de la Crăvăne. Iar Conanița e aici. Nița? E aici. Aici? Bibicule. Da, ce, îți pare rău? E, cum să pare rău, se poate. Fii bun și ne lasă. Dar cu Anamit. Ceva lui Naie secret. Da. Naie. Bibicule. Tu nu mă mai iubești. De unde ți-a mai venit și asta? Pentru ce n-ai venit aseară când ți-am scris? Eram bolnav. Nu minți. Ai primit biletul meu? Unde mi-e bilet? Dar arată biletul. Înseamnă că l-am pierdut. L-ai pierdut? Dar unde l-ai pierdut? Nu știu eu unde l-am pierdut. Că dacă știam unde l-am pierdut, firește că nu-l pierdeam. Da. Bibicule, bibicule. Vezi tu sticluța asta? Da. Știi ce are înăuntru? Cerneală. Cerneală neică. Vetreon englezesc. Vitrion? Ești nebună? Vitrion. Ce, ți-e frică? Păi, firește că mi-e frică, pentru că dumneata nu știi ce e vitrionul, ce poate face. Ba da, pârlește, neică. Arde, bibicule, momentan, tot. Tot și mai ales ochii! Dă-mi sticlața. Pentru ce-ți trebuie? Pentru ce? Pentru dumneata neînsolită. Și pentru Didina dumitale! Didina. Gură, Didina, ai? Didina pentru care mă traduci pe mine. Didina pe care o iubești! Didina la care ai fost asumea de mizerabile! Biletul meu l-am găsit în odaie la Didina, dumitale respectivului! Respectivul? Pompon? Vezi? Vezi? Știi cum îl cheamă? Mi-a arătat biletul și eu i-am declarat că omul cu traducere e cel care mă traduce și pe mine. Pompon caută să te omoare. Până să-și răspund eu. Am să vă omor eu! Pe tine! Pe Didina? Și pe mine? Nu e tu, Nică, vină-ți în fire. Nu te las. Nu te las pentru că te iubesc. Numai pe tine te iubesc. Da? Vrei scandal cu orice preț? Da, vreau scandal. Vreau scandal! Vreau scandal pentru că m-ai uitat pe mine! Ai uitat că sunt fiică din popor și sunt violentă. Ai uitat că sunt republicană, că în vinele mele curge sângele martirilor de la 11 februarie! Ai uitat că sunt ploieșteancă, ploieșteancă, lei că așa, să-ți spor o revoluție! Da, o revoluție să mă pomenești?